Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European, a propus un armistițiu legat de luptele politice interne pe perioada în care România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Să nu uităm că lupta aceasta internă se poate manifesta și în președinție. Eu mă aștept, dacă pentru chestiuni care nu au nicio legătură cu Uniunea Europeană avem plângeri și lăcrămații transmise în afară, cu atât mai mult în timpul președinției, pentru că există o părere, după părerea mea, destul de îngustă, care vede un succes al președinției române ca un succes al PSD-ului. Și lucrul acesta nu trebuie să se întâmple. Și atunci trebuie să ne opunem cu toate forțele ca PSD-ul să aibă un succes. Până la urmă, nu e PSD-ul, e România. Și dacă în astea șase luni, cum pe vremuri la Olimpiade, toți grecii opreau războaile dintre ei pe vremea Olimpiadei, poate că ar trebui ca și pentru astea șase luni să oprim și noi să avem un armistițiu, a declarat Ioan Mircea Pașcu. Europarlamentarul PSD a spus că România trebuie să devină mai activă în politica europeană odată cu preluarea președinției Uniunii Europene. Până în momentul de față, n-am fost prea activ și dintr-o dată suntem nevoiți să devenim activi. Să nu uităm că foarte mult timp instrucțiunile diplomaților români la Bruxelles au fost să sprijinim consensul. Cu alte cuvinte, să nu îndrăznim să avem o altă opinie decât cea a celorlalți care realizau consensul, pentru că nu trebuia să deranjăm. După părerea mea, a fost o chestiune greșită, pentru că România, în felul ăsta, a pierdut multe momente în care putea să-și definească mai bine un profil. A mai spus eurodeputatul social-democrat. Ioan Mircea Pașcu a fost prezent ieri la Mamaia la deschiderea școlii de vara organizației de femei a PSD. România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene timp de șase luni, începând cu 1 ianuarie 2019.